Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Promis vineri că revenim astăzi la un subiect despre care am discutat atunci, despre stigmatizarea școlilor profesionale în multe părți în învățământul de la noi. Și ameșteșugurilor, în general, și ameșteșugului. Da. Și am plecat de la exemplu unui bun prieten în clasa fiicei lui, profesoara de matematică i-a amenințat pe copii că dacă nu pun burta pe carte, ori să ajungă la școala profesională. Ceea ce spune multe despre cum este privită școala asta de meserii la noi. Da, e fascinant cum cât copiii sunt la școală, le spunem dacă ești prost o să ajungi la profesională. Și după aceea ne întoarcem către nevastă și spunem: bă, unde găsim și noi un instalator să ne repare ceva incredibil? Un electrician serios. Da. Facem pe micu. Și plecând de la asta, vă invităm să vă aduceți aproape de difuzoare copiii să asculte și o lecție de viață primită tot vineri de la Mihai din Frankfurt. E un mesaj mai lung în care spune cum a ajuns el să aibă un job foarte bun în Germania datorită unei școli profesionale. Bună dimineața de la Frankfurt, domnilor. Domnilor, ar să vă spun o mică poveste. Acum mulți ani, deja sfârșitul anilor 90, când mai toți tinerii voiau sau încercau să dea la facultate și nici nu se concepea altfel, eu am urmat un liceu tehnic, am absolvit, după care am încercat să merg pe cariera militară, cu totul și cu totul altceva. Ideea este că nu am absolvit o facultate, după câțiva ani de militărie și dezamăgirile sistemului, am ales să plec în Germania. Am plecat în 2008 și pe baza acelei diplome, după foarte mulți ani, astăzi, în 2024, ocup o poziție destul de bună în cadrul Rolls-Royce Deutschland, conduc un departament. Într-adevăr, au fost ani de muncă și de studiu și de pregătire, nimic de spus. Ideea este că acea diplomă de școală tehnică de lăcătuș mecanic m-a ajutat efectiv să pun bazele carierei pe care o am astăzi, o carieră de care sunt foarte mulțumit și mândru în același timp. Și da, stigmatizarea acestor meserii sau profilor tehnice, să știți că se întâmplă și în Germania. Eu am o fată care este anul 3 la o astfel de școală în domeniul auto. Ideea este că și în Germania este o acută lipsă de tineri care vor să mai facă o astfel de școală, pentru că toți se îndreaptă către studiu sau mai nimic, adică e puțin probabil să urmeze o astfel de școală. Nu înțeleg de ce, eu sunt cel mai bun exemplu că se poate și așa. Clar, am fost și autodidact, am urmat și diferite cursuri și de specialitate, dar ideea este că atunci când ești absolvent de școală tehnică, de școală profesională, spre exemplu, nu înseamnă că este sfârșitul lumii, sub nicio formă. Este nevoie de toți și fără un sudor, fără un mecanic, fără un zugrav, fără un zidar, fără femeia de serviciu, nu știu cum ar putea funcționa o societate. Mihai, Frankfurt, Germania. Da, mulțumim, Mihai, pentru acest mesaj foarte coerent. Două teme pentru voi, prieteni, care sunteți pe recepție în dimineața asta. Mai întâi de toate, am vrea să vorbim cu voi, părinții. V-ați îndruma copiii să se ducă spre o școală profesională, spre o meserie tehnică? Se plătește foarte bine, înțelegem, nu? Este nevoie foarte mare. Acum, să nu ne înțelegeți greșit sau să nu ne înțeleagă cineva greșit, nu pledăm împotriva studiilor universitare, ba dimpotrivă. Studiile universitare sunt foarte bune. E bine să ai studii universitare, nu? Evident. Dar nu toată lumea poate deveni academician. Pe de altă parte, nu toți cei care fac studii universitare într-un domeniu ajung să și profeseze în domeniul respectiv. Sau să câștige bine. Sau să câștige bine. Deci, unu, v-ați îndrumat sau v-ați îndrumat deja copiii către un meșteșug să devină un profesionist de acest gen, adică un instalator, un electrician, un zugraf bun. Și doi, am vrea să auzim pe cei care chiar profesează în aceste domenii. Deci, dacă ești electrician, zugrav, instalator, mecanic auto, sudor, macaragiu, frizer,
sună-ne și spune-ne cum sunt câștigurile în meseria ta, dacă sunt bune, dacă sunt proaste, dacă ești mulțumit, dacă vrei să schimbi domeniul respectiv. Și nu trebuie să fii, să lucrezi neapărat. În România am primit mesaje de la prietenul nostru, Sudor, din Norvegia. Da, și din Norvegia. Care da. Câștigă 1000 de euro pe lună. 0372069599. Să vorbim despre meșteșuguri și despre școli profesionale și meserii de acest gen tehnice în țara noastră. Vă așteptăm, dați-ne și mesaje pe WhatsApp, mesaje audio, dacă vreți, 0728 3D1 3D2. Mulțumesc! Mă întorc, 7:43. Despre meserii, despre banii care se câștigă în meserii și despre ce ar trebui să se întâmple în România din punctul ăsta de vedere, vorbim în dimineața asta cu voi. Începem cu Dan, bună dimineața! Salut, Dan! Salut, băieți! Te rog, salut. Te ascult! Uite, începem cu exemplu personal, hai să plecăm de la realitate. Eu am făcut înainte de Revoluție 2 ani de liceu tehnic, profil electro, și apoi am făcut filologie. Dar absolut toată cariera mea stă în cei 2 ani de electro, în acel maestru care m-a învățat cum să frec la pilă, și cel mecanic și cel electric, și apoi cel care m-a învățat circuitele în atelier. Nu că nu e rușinos, nu că e sănătos, este obligatoriu pentru o societate modernă în care vrem să accedem, să avem o meserie. Ești electrician? Nu sunt electrician. Nu sunt electrician. Dar atunci de ce spui că toată cariera asta în acei 2 ani? Ce lucrezi? Pentru că tot ce a însemnat dimensiunea tehnică, adică a ști ce să fac cu mâine plecând din cap, mi-au adus bani. Nu se poate într-o societate fără partea meseriașilor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună dimineața, Sebastian. Salut. Bună dimineața, bună dimineața. Și sunt acel Sebastian care v-a făcut probleme cu Leușteanul din Tel Aviv. Da. Bună dimineața. Salut, ne bucurăm să te auzim. Sportiv crescut și trăit în România, în Dâmbovița. Am ajuns în Italia, în total străină, unde a trebuit să fac ce mi s-a dat și ce am găsit. Și știi cum viața te duce în locurile nu întotdeauna care vrei să le faci. Și de vreo 20 și ceva de ani sunt grădinar în Israel. Okay. Și în momentul de față, când vorbesc cu voi, stau și scot buruian într-o grădină, foarte liniștit și foarte frumos. Și cred că meseriile astea manuale, să le spun așa, instalatorii, grădinarii, electricieni, or să ajungă la un moment dat în care să fie plătiți la fel ca un avocat, pentru că lumea nu mai face. Da. Eu am prieteni aici care s-au făcut handyman și merg în case să schimbe un bec, că tineretul din ziua de astăzi nu mai știe să schimbe un bec. Sau cum se plătește ce faci tu? De exemplu, eu pot să dau la un muncitor, cu toate că nu l-am, 100-150 de euro la 8 ore. 100 de euro pe zi? 150 de euro pe zi? Da, dacă e un muncitor bun, 150 de euro la 8 ore. Asta poți să dai tu la rândul tău, adică tu câștigi mai bine de atât. Deci tu îi angajezi. Da. Deci eu spun că... Ce tare. Mulțumim, Sebastian. Apropo de viitor, paradoxal este că aceste meserii manuale vor putea fi înlocuite foarte greu sau chiar deloc de inteligență artificială. Da, cele evident. Care sunt în pericol, culmea, sunt meserile care presupun analiză de date. Da. Acumulare de informații și analiză de date. Uite, ne scrie, de exemplu, Paul din Londra, care povestește că este electrician în devenire. Da? Mai are un examen. A început școala în 2018 la 47 de ani. Deci acum am 53 și mă bucur de un salariu bun, lucrez cu 22 de lire pe oră. 22 de lire pe oră înseamnă vreo 140 de lei pe oră, nu? Bine, probabil ar fi impozabil, el știe, dar avem și exemple din România. Petre din Brașov ne mărturisește că este lăcătuș mecanic, are 5.000 de lei net salariu, plus bonusuri și ore, se duce pe la 7.300 de lei net pe lună, ceea ce vă spun că sunt mulți oameni care sunt... Ce meserie are?
Lăcătuși mecanic. Lăcătuși mecanic. Cunosc consilier juridic. Nu-l oprește nimeni, știi? Când ești lăcătuși mecanic, primești 5.000 de lei, 7.000 de lei de la angajator și după aceea te duci acasă și mai faci ceva. Cunosc consilier juridic, adică absolvent de drept, dar care nu a ajuns avocat, da? Și este consilier juridic, apropo de asta, da? Care câștigă acești bani. Domnul Petre din Brașov. Salut, Radu! Salut! Salut. De la Cluj vă sun, vă ascult în fiecare dimineață. Mulțumim. Vă pot da exemplu meu referitor la muncile și eventualele educații superioare. Eu nu am avut parte de o educație superioară, din păcate. Lucrez pe cont propriu de 4 ani de zile, lucrez într-un domeniu relativ nou. Instalarea echipamentelor de monitorizare prin GPS. Ok. Fac chestia asta de 11 ani, am lucrat într-o companie de profil, ulterior am plecat pe cont propriu. Vă pot spune că nu aș face altceva, unul la mână îmi place ceea ce fac. Lucrez când vreau, cum vreau, am propria companie și mă vârt undeva, dacă tot vorbim de bani fără studii superioare, mă vârt undeva între 150 și 200 de euro pe zi, curat. Adică banii în mână, asta spui. Da. Lucrez singur când zici am compania mea? Singur, da. Când zici am compania mea? Lucrez singur sau mai ai angajați? Nu, lucrez singur în colaborare cu firme care furnizează respectivele servicii. Mai am o întrebare la tine. Dacă ai vrea să te extinzi, zici că ai firmă, să te extinzi, ai găsit unde să angajezi oameni? Dar fiind o piață relativ nouă în care lucrez eu și nu prea se găsesc profesioniști. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Hai să continuăm cu Vasile. Uite, bună dimineața! Salut! Salut, bună dimineața, băieți! Sunt din Spania. Da. Eu acum vreo 20 ceva de ani am plecat din România, prin 2002, 22 de ani mai exact. Da. Sunt din București și lucrăm în domeniul Horeca, hotel, restaurant. E să știți că eu mi-am adus familie aici, soția, copiii de mici. Okay. Ce lucrezi? Așa spune. Păi am făcut liceu economic 4 din București Viilor, probabil că o știți acum mult timp. Da. Am 50 de ani. Da. Sunt cam de seamă cu voi. Și înainte era foarte stigmatizat. În România să fie ospătar, bucătar, vezi, Doamne, nu prea era. Este foarte, foarte căutat aici. Foarte căutat în peninsulă. Ce lucrezi? Tu pe ce poți lucrezi? Ce lucrezi? Eu am fost de la ajutor de ospătar, ospătar, șef de sală și așa mai departe. Acum avem propriile afaceri și se caută eu, fratele, sora mea, avem fiecare cu un restaurant, în sfârșit. Deci faci management, cum ar veni. Exact. Foarte tare. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Băi, eu chiar trebuie să mă apuc de aia cu sudura, că nu se mai poate. Te rog, ai primit o ofertă? Avem foarte multe mesaje din sensul ăsta și uite, ultimul. Soțul meu a terminat facultatea de matematică, dar acum este sudor. Datorită acestei meserii am reușit să facem o casă fără rate la bancă, să ne luăm mașinile dorite, în leasing ce-i drept, și să facem și vacanțe. Menționez că este sudor la propria firmă. Deci a făcut o firmă în sensul ăsta și uite, câștigă suficient de bine încât să-și facă o casă. Mai știu eu pe cineva care a absolvit facultatea de matematică și a ajuns primar și nici măcar casă n-a putut să-și cumpere. Da, Mihaela ne scrie că nepoții ei au urmat un liceu tehnic din Năvodari și au devenit electricieni, lucrează la o firmă nemțească și asigură mentenanță pentru eoliene, oriunde e nevoie în Europa, iar în prezent chiar și în România. Sunt plătiți foarte bine, sunt foarte mulțumiți, iar eu sunt fericită că au reușit profesional în felul ăsta. Problema e dacă mai au copiii noștri de la cine să învețe meserii în aceste școli tehnice. Salut, Florin! Bună întrebare! Florin, te rog! Salut! Florin? Bună dimineața! Salut, salut! Da, am auzit! Da, perfect! De la Cluj sunt, eu de profesie sunt inginer, da. Iar fiul meu vrea să urmeze o meserie, adică mecanic auto. Copilul fiind foarte bun în domeniu, merge când are timp liber în vacanță, am un văr campion național la off-road și tot timpul e la el în atelier. La școală, când și-a spus punctul de vedere ce vrea să facă, profesoara de franceză i-a zis că o să ajungă un dobitoc de mecanic. Iar la desen i-a spus că o să fie un ratat, profesoara de desen. Atunci, cu asemenea mentalitate,
Da. E greu de crezut că se vor îndrepta copiii spre o profesie. Asta este, din punctul meu de vedere, asta este problema. Mulțumesc pentru mesaj. E problema, una dintre marile probleme ale societății. Nu avem atitudinea asta discriminatorie, care este, cum să spun, auto... E păguboasă. Ne sabotăm cu asta. E păguboasă. Adică trebuie să renunțăm la atitudinea asta față de meserii, față de meserii și meseriași, de care avem nevoie. Adică nu găsim meseriași buni, sunt foarte puțini, îi disprețuim. Este paradoxal. Avem o mentalitate greșită și din cauza trecutului. Știi că era aia cu meseria brățară de aur, știi, și a rămas că e un fel de sintagmă comunistă, așa că e... Da. Nu e bine să ai o meserie. Și te ne scrie Ramona un mesaj, aia zice, sunt inginer biotehnolog, câștig 4.000 de lei pe lună în România, am doi băieți de 17 și 14 ani, primul își dorește să ajungă medic, celălalt hairstylist. Sunt convinsă că cel mic va fi mai câștigat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.